domnule primar. Am spus chestiile astea de 5 luni de zile, n-au fost luate în considerație. Cine va răspunde pentru viețile noastre? Și pentru bunurile noastre? Cine? La ora actuală și acum stau cu casa crăpată și pe zi ce trece să tot rupe. Sănătatea mea sunt plină de aparate pe mâini. Am făcut la inimă și sunt plină de boli. Cine, domnul primar? Cine răspunde de viețile noastre? Casele și bunurile noastre s-au dus și se duc și la ora actuală. Sunt pline de aparate pe mine, domnule primar. Uite-te ce hal sunt! Fac dialize, fac probleme cu inima, m-au anunțat autoritățile. De ce n-ați luat până acum măsuri? De ce nu vă pasă de viețile noastre, domn primar din Slănic? V-am avertizat că se va extinde. Eu sunt fata cu probleme de 5 luni din Slănic. Eu am ieșit singura. Nimeni n-a ieșit din Slănic să vină să spună. În față la toate camerele. Eu sunt bolnavă, m-ați adus într-un hal fără de hal. Am sesizat pe toată lumea și la parchet. Și la autorități nu m-ați luat în considerații. Cine plătește, domnule primar? Vă rog frumos să răspundeți, nu-mi întoarceți spatele. E viața noastră. E pusă viețile în pericol. La mii și sute de oameni slăniți cu asta. Cine răspunde? Vă rog frumos, nu mai ne întoarceți spatele. Noi stăm pe zi ce trece și mai rău, pe strada Florilor. Avem la fața locului. Vă rog să veniți să vedeți că la fața locului se fac și la ora actuală măsuri. Ați sesizat? Am sesizat. Noi suntem oameni de pe strada Florilor, care ni s-au rupt casele, ni s-au inundat, ni s-au rupt terenurile. Nu mai avem unde să stăm. Am cerut, avem dosare, acte, nu ne-au luat nimeni în considerație. Nici statul, nici primăria, nimeni și ne rând. Am fost în ședință și am cerut să se injecteze. De ce nu s-au luat măsuri? Stimați oameni și slănicene și toată lumea, că m-am saturat, numai eu singură m-am luptat pentru slănic. V-am spus că se va extinde, nu m-ați luat în considerare. Domnul primar, veți răspunde pentru viețile noastre. Veți răspunde și mai departe. De ce ați tăcut și taceți? Nu vă interesa viața noastră și viața la toți slănicii cu asta care am muncit și am investit, ne-am făcut case. De ce, domnule primar? Ne întoarceți spatele. Ieși și